Emisiune sponsorizată de Hotel Cristal din stațiunea Cap Aurora și Grande Gusti. Drag de România mea, când cu voi alăturea, România mea este și a ta, România mea. Aștept mereu, foc de iubire nestins, ești primăvară, primăvară. Te aștept să vii cu cer senin, când cad ninsori de cocoi întâia oară. Ca un concert de vioară, te regăsesc primăvară, ca o cireașă de-n mai, gura mea de rai. Ca un concert de vioară, te regăsesc primăvară, ca o cireașă de-n mai, gura mea de rai. Sublim tablou, parfum de flori, culori ce-a prind cărarea, cărarea. Te aștept cu dor, floare de vis. Haideți cu toți să dansăm, ne cheamă marea. Ca un concert de vioară, găsesc primăvară, ca o cireașă de mai, gura mea de rai. Ca un concert de vioară, te regăsesc primăvară, ca o cireașă de mai, gura mea de rai. Vară, ca o cireașă de mai, gura mea de rai. Ca un concert de vioară, te regăsesc primăvară, ca o cireașă de mai, gura mea de rai. Ca o cireașă de mai, gura mea de rai.
Ei, bun găsit, bunii mei prieteni, în sezonul al șaselea al emisiunii Drag de România mea. În mijloc de primăvară, dragii mei prieteni, suntem tare bucuroși să revenim cu noi gale în casele dumneavoastră, mai plin de viață, cu surprize și cu același divertisment de calitate clasic. Îi salut în aceste momente pe toți cei care ne urmăresc pe TVR2, dar și pe TVR Internațional și TVR Moldova. Stimați telespectatori, e un nou început în care vrem să fim mai buni, mai frumoși, cu mai multe speranțe și parcă altfel într-o lume care e oricum altfel din toate punctele de vedere. Vrem să vă aducem emoții, liniște și oameni valoroși într-un spectacol de televiziune, un spectacol de divertisment cu surprize și muzică bună. Cum pandemia nemiloasă ne-a furat bucuria de a fi împreună, am spus că ar fi interesant să aducem publicul de acasă mai aproape de noi, aici, în platoul studioului 3 al televiziunii române. Astfel că îi salut pe cei de acasă, vă iubesc, dragii mei, și mulțumim pentru că sunteți aici cu noi din toate colțurile țării, dar și din străinătate îi salutăm și pe românii din diaspora. Așadar, dragi prieteni, noul sezon Drag de România mea, sezonul cu numărul 6, aici la TVR2, să înceapă spectacolul! Dragi prieteni, începem sezonul în forță, iar prima mea invitată este incontestabil un simbol al televiziunii din România post-decembristă. Un profesionist desăvârșit, un om meticulos, cu munca sa, iubitor de frumos și cu numeroase realizări. A pornit acum aproape 30 de ani la televiziunea română Iași și de atunci până azi a făcut istorie. Invitata mea este jurnalist iscusit, plin de viziune și inspirație, stăpânește arta discursivă și face asta extraordinar de bine, te captivează dacă vrei, are putere de convingere și de argumente extrem de bine planificate. Doamnelor și domnilor, de la Hollywood până în Australia, din Thailanda, în Asia sau pe acoperișul Africii, zâmbetul său a străbătut granițele firii și a inspirat. O divă, în adevăratul sens al cuvântului. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Andreea Marin Sărutuna. Bine te-am găsit, bine v-am găsit și să știi că nu merit atâtea cuvinte meșteșugite. Îți mulțumesc tare mult pentru primire. De ce ești specială? Ai făcut istorie în primul rând în televiziunea română. Și pentru asta, părticică noi cei care suntem la început așa în televiziune, trebuie să fim mândri. Andreea, am pentru început o distinție din partea televiziunii române pentru menirea de a dărui și altora din talentul și împlinirea ta. Îți mulțumesc tare mult. Dăm voie, dincolo de mulțumirea sinceră, să fac doar câteva mențiuni. Nu știu să accept cuvintele prea mari. Asta pentru că eu nu mă văd în oglindă un om prea mare. Mă văd un om meticulos, ai zis bine, un om foarte dăruit muncii sale, dar mai am foarte multe de învățat, să știi, până pe la 80 ceva de ani, așa că, până când mă văd eu ieșind la pensie. Andreea, nu mai devreme de atunci. Spune-mi, te rog, oare ți-ai imaginat când erai mică vreo clipă că vei revoluționa la propriu televiziunea română și că vei trece, uite, de la Țara lui Piticot, că m-am documentat foarte bine, până la Zâna Surpriză și după aceea ambasador UNICEF. Adică, ți-ai planificat vreodată parcursul? Aș fi vrut să am atâta imaginație, dar nu, n-am avut-o. Ideea e că atunci când îți propui un singur lucru, să pui cărămidă peste cărămidă în mod sănătos, drumurile pot să te ducă foarte departe. Nici nu poți tu să-ți planifici de la început locul unde vei ajunge. Așa s-a întâmplat în cazul meu. Eu mi-am propus un singur lucru, pentru că așa sunt făcută. Să fac în fiecare zi treaba corect, cu suflet și din ce în ce mai bine. Și apoi
lucrurile vin de la sine, pentru că dacă tu faci treaba bine, atragi alți oameni buni în jurul tău, atragi atenția celor care te privesc în mod pozitiv, că știm bine, a atrage atenția nu e totul, trebuie să o atragi într-un anume fel, prin calitatea muncii tale. Și doar calitatea te face să reziști aproape 3 decenii, cum spuneai, da? Sunt 27 de ani, mai exact, de când eu sunt în televiziune. Deci nu poți rezista pe termen lung doar fiind un măscărici la TV care doar vrea să atragă atenția cu orice preț. Reziști doar dacă faci un lucru care intră în inimile oamenilor și care lasă ceva în viețile lor. Oamenii își amintesc într-un fel anume de tine dacă tu chiar schimbi ceva în viețile lor, în bine. Andrei, aveai o vârstă fragedă când îngerul păzitor, mama ta, a trecut într-o altă lume. De atunci te veghează și te păzește, aș putea zice. Ți-ai imaginat vreodată cum ar fi fost viața ta dacă ai fi avut-o pe mama lângă tine în momentele acestea? Pot să spun că viața mea nu ar fi ajuns până în acest punct dacă mama ar fi fost lângă mine, culmea. Pentru că faptul că ea a plecat și a devenit înger când eu aveam doar 9 ani, odată m-a maturizat brusc, a venit la pachet cu o mare durere această poveste și în același timp m-a ambiționat să devin un om pe picioarele mele, să depind de mine, să învăț, să realizez ceva prin forțe proprii. Ori, nu știu dacă aș fi avut aceeași ambiție, aceeași determinare, dacă n-aș fi trecut prin acea cumpănă a vieții, alături de familia mea, căci n-am trecut doar eu. Așa că mama cumva a avut un rol determinant în ceea ce sunt și pentru că multe dintre campaniile pe care le-am inițiat apoi au fost cu gândul la mama, în onoarea ei, au fost pentru mamele din țara asta. Există și un program, Școala Mamelor, pe care l-am dedicat practic mamei mele și in extenso mamelor care sunt parte din acest program și sunt cu sutele de mii. Deci, mama e un înger păzitor și o inspirație pentru mine. Doamnelor, domnilor, la fel ca și mine, Andreea Marin a trecut în acești 30 de ani de când este pe sticlă prin nebuniile părerologilor, să le zic așa, care obișnuiesc să dea verdicte despre orice, oricând și oricum. Mai ales despre ce nu cunosc. Ai o specializare. Așa e. Oare ți-a păsat vreodată de gura lumii, Andreea? Da, mi-a păsat. La început, în primii 10-15 ani, să spun așa, și asta pentru că eram foarte bine crescută, cu mult bun simț. Și bunul simț e de multe ori luat drept prostie. Așa e. Și apoi eram un om care nu-și dorea să supere pe nimeni, care își dorea să fie pe placul celorlalți, în ideea de a nu-i supăra. Cea mai stupidă treabă pe care am auzit-o de-a lungul timpului a fost aceea că referitoare la falsitatea mea. Să ne înțelegem, atunci când ești în fața unui public de milioane de oameni și știi și tu ce înseamnă asta, îți pui costumul cel bun. Așa cum îți pui haina mai bună când îți primești musafirii acasă. Nu stai în pijama și îți primești musafirii. Le zâmbești chiar dacă tu poate ai o durere pe suflet. Ai perfectă dreptate. Ești, da, într-un fel alt om atunci când rolul tău e să fii pe ecranul televizoarelor din milioane de case, să aduci buna dispoziție și nu să pui necazurile tale pe umerii acelor oameni care te privesc. Deci, în sensul acesta, da, există nu o falsitate, ci un bun simț care îți spune că trebuie să-ți duci cu demnitate propriile necazuri, propriile probleme de zi cu zi, chiar, și să nu le aduci drept povară în viețile celor care te privesc. Nu ăsta este rolul tău ca om de televiziune. În același timp, naturalețea nu trebuie să ne părăsească, în sensul că, de pildă, atunci când lângă mine un caz grav, un om cu o problemă grea de suflet își dezvăluia povestea de viață, nu puteam rămâne insensibilă și uneori îmi dădeau lacrimile, pentru că om sunt și eu. Deci,
Cam aici stă discuția despre naturalețe versus falsitate. Așa e. Eu mă regăsesc în tot ceea ce spui tu. Știu. Da? Așa, vreau să vă spun parcursul. Ca să trec peste subiectul acesta, că surprizele au fost un fenomen, stimați telespectatorii. Bine știu, în inima lor. Nici până astăzi nu au fost egalate acele recorduri. Și cumva Andreea rămâne, dacă vreți, un etalon pentru televiziunea noastră, fie ea publică sau cea comercială. Sunt curios să-mi spui dacă ai simțit lipsa în acești ani a adrenalinei aduse de acele emisiuni de divertisment de anvergură. N-aș putea spune că i-am simțit lipsa, pentru că ulterior, de exemplu, am făcut un format propriu numit Prețuiește viața, tot aici la Televiziunea Națională, care avea la fel de multă adrenalină. Ulterior am făcut alte proiecte de o altă factură, nu neapărat legate de televiziune, pentru că munca mea este extinsă pe mai multe planuri, deci n-am avut timp să stau deloc și să mă plictisesc. N-aș putea spune lucrurile acestea. Iar astăzi fac un proiect de maturitate și Televiziunea Națională l-a îmbrățișat ca și telespectatorii, mă bucur tare mult. Un format elegant, se numește Nu există, nu se poate, nu întâmplător, pentru că acesta este motoul vieții mele până la urmă. L-am moștenit de la tata, tot auzeam vorbele astea încă din copilărie și da, mă încăpățânesc să cred că nu există, nu se poate atunci când depinde de noi rezolvarea unei probleme. Trebuie să găsim calea, trebuie să ținem spinarea dreaptă, trebuie să privim înainte ca să răzbatem pe orice vreme, că e pandemie, că e cerul trist și înnorat, că e o perioadă grea, tot trebuie să mergem înainte. E o alegere până la urmă lucrurile astea. Și o urmărim pe Andreea Marin aici, la TVR2. De luni până joi. Până joi, da. La ora 18 și în Vedoare la ora 23. Nu există, nu se poate. O emisiune decentă, cu oameni frumoși, cu oameni valoroși, care au ce să povestească, cu oameni care au experiențe de viață frumoase. Te felicit, Andreea, și eu sunt fericit că suntem aici împreună, o mare mulțumesc familie. Și pentru că povestim despre surprize, am stat așa și m-am tot gândit cu ce aș putea eu să te surprind astăzi. Mai rar mi se întâmplă să fiu surprinsă, dar îmi place. Îi dăm o distinție din partea Televiziunii Române, toți invitații noștri sunt valoroși și primesc o distinție din partea Televiziunii Române. Și atunci am spus că un om drag aproape te-ar bucura. Da, sigur, da, la cine te gândești? Astfel, pentru Andreea, stimați telespectatori, vine acum un om special, actor, plin de farmec, un personaj, care e la fel ca și ea, un profesionist și o bucurie continuă, doamnelor și domnilor, vine pentru Andreea Marin, Gabriel Coveșanu! Asta, da! Ce surpriză dumneavoastră aici, așa virtual. Da, bine te-am găsit, Paul. O să mă așez așa, repejor. Ce mă bucur. Doamna Andreea, ce surpriză dumneavoastră aici, chiar nu mă așteptam. Hai să-i spunem, că nu cred că știe. Dom'le, oamenii ne botezau în atâtea feluri. Deci el era Cove, că de fapt el nu e Cove, da, e Coveșanu. Cove, Cobre. Deci a ajuns eu eram doamna Marina. Doamna Marina. Nu, dar ce mi se părea mie interesant, faptul că oamenii veneau în studio surprize. Apropo, ăsta era studioul, da, în care se filma și se difuza emisiunea Surprize, în direct, în fiecare sâmbătă seara. Așa. Și oamenii veneau la emisiune. Mulți veneau în calitate de spectatori. Toți veneau în calitate de spectatori. Erau tot cu ajutorul complicilor, mințiți în diverse feluri. Exact. Și la un dat, Andreea, în timpul emisiunii, se ducea lângă, mă rog, cel ce urma să fie surprins. Și surprinsul, atât de surprins era, încât era mereu replica mâinile. Asta. Și zicea, doamna Andreea,
dumneavoastră aici? Da. Adică cine? Cine putea să cine fie? Cine putea să fie? Te-ai venit la surpriză, aici? Surprize. Cine vrei să fie acolo? Da. Totuși, cum era Andreea în spatele camerelor? Cum ai cunoscut-o? Vă teroriza? Vă vorbea moldovenește? Da, da, ne chinuia, ne avea un bici lung așa și pe toți ne lua cu biciul de când venea. De nu? Aia are el silueta. Da, a fost da. Biciuit. Prins în lanțul. Da, nenorocit. No. Da. Andreea... Cu se mai scăpa el. Exact. Andreea, înainte de a povesti despre Andreea, vreau să vă mulțumesc... Nu, dar zi adevărul, imediat spun adevărul, dar trebuie să spun asta că vreau să vă mulțumesc celor ce realizați această emisiune, că v-ați gândit la mine, că am ajuns la o vârstă respectabilă și ați aflat că eu, la vârsta mea, mă țin de femei să nu cad, de-aia mi-ați și dat-o pe domnișoara aia să vin, că zic, bă, asta are ce de mers. Domnișoară? Domnișoară, da. Cum era Andreea? Pe lângă faptul că era, cum să spun eu, o prezență extraordinară, o femeie frumoasă, așa nu, cum hai, este și nu, acum. Nu, dar zi adevărul, doamna Andreea, lasă. Vrăjelile astea, nu sunteți aici, doamna Andreea, noi știm. Da, dar dincolo de asta, Andreea a fost întotdeauna un profesionist desăvârșit, un om care, cum să zic, era întotdeauna pregătit pentru orice situație, iar eu îți spun, pe mine astăzi, dacă cineva, vreun producător, mă sună și îmi spune, uite, o să fii într-o emisiune cu Andreea Marin, nu spunem nimic mai mult, nu-ți dăm nicio informație. Intră eu mă scenă. Duc da. Cu ochii închiși, așa nu am nevoie de sunt convins că dacă Andreea e acolo, Andreea știe tot ce trebuie, vom face împreună. Și mai e ceva, noi încă de la început, de la prima emisiune la care, apropo, eu am fost surprins în emisiunea Surprize, Surprize. A aflat în timpul emisiunii că va fi. Că voi fi colegul da. Andrei, da? Am înțeles. Și mi-aduc aminte că chiar de la prima noastră interacțiune în direct în timpul emisiunii, cumva ne-am înțeles și a fost... Nu, e o chimie între noi, clar. Exact, a fost o chimie și o... Ne potrivim, domnule, glumele mergunse. Da, o potrivire încă de la început și fără doar... Adică nu era nevoie de un mare scenariu pentru noi. Da. Noi... La noi vorbele se legau, glumele curgeau, da. Eram ca frații. Exact. Și Andreea este un partener de emisiune extraordinar. Adică am știut întotdeauna să gestionăm, să ne potențăm unul pe celălalt. Așa și chiar momente de criză erau. Exact. Mai uitam, nu mergea ceva tehnic, nu știu ce. No, le scoteam. Da, nimeni nu-și dădea seama. Nu, știi că corect. Se mai întâmplau în timpul emisiunii, noi știam. Nu, ne stătea inima, dar... Da. Gabriel a rămas în teatru, el este astăzi, să zic, manager sau să spun director? Manager este. Managerul... E șeful. Manager pentru că am un contract de manager, da? Pe o perioadă determinată. E vorba de teatru de copii Ion Creangă. Da, și cum e? Cum e acolo? Păi, mă rog, în perioada asta... E greu să aduci copii în sală, știu. Da, când toată lumea e pe internet, online... Nu neapărat. Faptul că teatrele au fost închise primele, să spun așa, alături de alte instituții, e destul de dificil, dar ceea ce mă bucură la momentul ăsta este că atunci când am putut să jucăm, chiar și cu acea limită de locuri, da, 30% din capacitatea sălii, oamenii au răspuns imediat și am reușit să umplem, nu știu, o sală de 150 de locuri, că atât ne-a permis, în câteva zile. Adică există dorința de a veni la teatru. Părinții în ziua de azi sunt alergați, pur și simplu, de dimineața până seara. Da. Și când au un pic de răgaz, să zicem, în weekend cu copiii, nu știu ce să facă. Părinții din ziua de azi abia mai știu să se joace cu copiilor. Da, 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 da. Și atunci ai nevoie de ajutoare. Corect. Ai nevoie de actori, de oameni care știu arta distracției, dar în același timp a educației joacă. Exact. Știi, cu copii. Noi parcă am prins o copilărie mult mai frumoasă. Da. Fiecare, natura ne era aproape. Gabriel Coveșanu, mult. Să nu spun Cove. Da. Suntem distinți. Doamna Andreea, iată că a ajuns și vremea să primim diplome. Exact. Avem o vârstă. Și numai pentru vârsta noastră, eu zic că merită. Doamnelor și domnilor, Andreea Marin are ultimul cuvânt în cadrul acestui mic interviu. Te rog din suflet să transmiți telespectatorilor doi dragi care te urmăresc de atâția ani, oriunde ai fi și orice ai face, câteva cuvinte acum cu intrarea în primăvară. Mulțumesc tare mult! Eu le doresc sănătate, că e mai bună decât toate și poate am ajuns, poate, zic,
cei mai mulți dintre noi, să o prețuim această sănătate în aceste vremuri mai mult decât oricând. Și pe de altă parte, dacă vrem să o prețuim, ne e greu să ajungem în spitale. Sunt tot felul de restricții, dar hai să avem grijă de noi cât mai mult. Ce mâncăm, ce lăsăm să intre în mintea noastră, ce urmărim, ce citim, ce vedem pe un ecran, să alegem, să facem alegerile potrivite pentru noi, pentru copiii noștri, să nu le aruncăm un telefon în mână sau o tabletă, doar așa să scăpăm de gura lor, da, știi? Și hai mai bine să-i ducem la un teatru, hai să-i ducem în parc, hai să le căutăm menirea. Au nevoie de noi ca ajutor ca să le găsim menirea și le doresc celor care ne urmăresc acum să prețuiască valoarea dincolo de clipiciul ăsta de la TV, care de multe ori nu e dublat de valoare. Știi, sunt multe forme fără fond la TV, oriunde. Și nu neapărat de TV, vorbim de, mă rog, rețelele astea sociale acum, care ești, mă rog, știi, corect, corect. Bine, tot, ce, tot ce intră în viața noastră, așa, din afara noastră, prin televiziune, presă, social media și așa mai departe, să aleagă. Să aleagă ce le face sufletul să vibreze și ceea ce le aduce un plus în viață. Nu? Doamnelor, mulțumesc tare. Doamna Andreea, cum îți spuneți noastră pe cuvânt? Domnul Cobre, sincer, domnul doamna Cobre. Marina. Pe Cove îl vedeți și la teatru, dar și la un alt post de televiziune unde prezintă, unde prezintă zilnic o emisiune. Da, omul vrea să-și încheie serios, dar n-are nicio șansă. Și oricum, noi nu plecăm nicăieri. Dar nu, eu vreau emisiunea și asta să se încheie moldovenește. Moldovenești, bine, 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 bine. Auzi, dar el vrea să-i dea afară de pe canapea asta. Dar noi nu mai și ghine ne-am așezat. Așa, eu am văzut niște prăjiturile și prăjituri, că asta crei și foame. Dar eu am și alte cadouri pentru voi. Stați un pic, stați că mai primiți ceva. Andreea Marin. Să nu fim cu șocolata Pilarin, da? Te rog din tot sufletul, familia Gauzin. Am înțeles că folosești ASEVI? Da, da. Mulțumesc tare mult. Tot timpul? Nu faci, nu pune mâna, măi. Te va ajuta, doamna Andreea, ia. Păi pentru Cove am produsele Grandi Gusti de la familia Dințescu din Târgoviște. Te-am văzut mai slăbută, așa, mai firav. Mă, fricăjiți, ce mă, săracul ăsta în pandemie. Nu prea am mâncat. Dorim mult succes în noul sezon emisiunii Drag de România mea. Mai departe, dragii mei, poposim în universul unei artiste complexe cu multiple valențe care abordează numeroase genuri muzicale. Am să vă zic că s-a lansat acum 20 de ani, chiar aici, în televiziunea română. Ulterior au urmat colaborări de succes care s-au aflat pe primele locuri în topurile comerciale. Ne încântă acum cu emoții și cel mai recent single, Fata din Onești, care aprinde dragostea. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Alexandra Ungureanu! Îmi spui că ții la mine, că nu este așa bine, dar știi că vreau mai mult. Îmi spui că tot secretul e să trăiești momentul, dar știi că vreau mai mult. Imaginează-ți cum ar fi, baby, de lângă tine de-aș fugi. Dacă n-am fi împreună, oare ce ai câștiga? Ar fi viața mai bună fără mine-n ea. Dacă n-am fi împreună, poate ai regreta că nu m-ai strâns de mână când eram a ta, doar a ta. Poate ți se pare că dragostea nu moare, oricât greșim de mult. Iubirea nu se simte din doar două cuvinte și nu le mai ascult. Imaginează-ți
dans cum ar fi. Baby, de lângă tine de-aș fugi. Dacă n-am fi împreună, oare ce ai câștiga? Ar fi viața mai bună fără mine-n ea. Dacă n-am fi împreună, poate ai regreta că nu m-ai strâns de mână când eram a ta, doar a ta. Și orice vorbe-mi spui, tu știi că nu-i de-ajuns. Dacă mă vrei pe mine, iubirea nu vreau trăită pe ascuns. Gândește-te bine. Dacă n-am fi aplauze pentru Alexandra Ungureanu! Te îmbrățișez, draga mea, mă mulțumesc bucur că ești suflet, aici. Mă bucur și eu. E o bucurie să te avem. Alexandra este o voce specială. Ați observat asta de mulți ani. În primul rând aș vrea să te întreb care este sentimentul când revii în televiziunea publică, locul în care tu ai debutat. Așa este. Să știi că am emoții de fiecare dată și amintirile astea dulci și sensibile și frumoase, pentru că spre norocul meu am fost remarcată de mică, într-adevăr, pentru timbrul special și lumea își aduce aminte fie de Ploaia de Stele sau de Bravo Bravissimo sau, de fapt, prima emisiune cred că a fost chiar Feriți-vă de Măgăruș, aveam 12 ani sau Badaba nu. Deci iată câte nume și de asta nu știu la ce să mă gândesc mai întâi, pentru că au fost atât de multe emisii în momentul în care eu nu eram un artist consacrat cu repertoriul meu, dar sunt oameni care mă știu de atunci. Așa că nu am cum să nu port recunoștința acestei instituții și prefer să nu mă gândesc la cifre, pentru că de câte ori vin aici, mi se spune că arăt bine și sunt foarte bine, ce mai sunt 20 de ani de carieră. Care e secretul longevității unui artist? Cred că trebuie să știi să iei deciziile potrivite, la momentul potrivit. Trebuie să știi să te reinventezi, pentru că oricât de bun ai fi sau special, nimeni nu este de neînlocuit, din păcate. Și trebuie să știi cumva să rămâi în conștiința publicului și el să te vrea, să te ceară. Știu că tu interpretezi și muzică populară. Îți place să te inspiri din folclorul nostru autentic, așa pe nepusă masă și pe nepregătite. Oricum băieții de la supermarket pot să te prindă așa, într-un moment. Dacă te-aș provoca să interpretezi un refren din cântecele tradiționale, cântecele populare românești cu care tu ai crescut de copil, la ce te-ai gândit în momentul acesta? Doamne, da, cu emoții, cu emoții. Ce-ți vine în minte? Nicio problemă. Bună-i vinul Gheorghiuliu, da-di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 -
Pentru Alexandra Ungureanu! Lasă-mă în pace, nu vreau să te mai cunosc. Nu vreau lângă tine să mai stau o secundă. Uită-mă, iar ai dat-o în bar. Îs păpușa ta pe sfor. Nu privi în ochii mei, nu mă lua de mână. Du-te, mai bine du-te. N-are rost să mai încerci. Sforile sunt rupte. Mai bine pleacă. Asta-i mai să mai aud că te gândești la mine. Că rămâi la albă, dragul mi se cadă. Sfările din
lasă-mă în pace. Nu vreau să mă lești din nou. Nu vreau lângă tine să mai pierd o secunde. Lasă-mă, iar ai dat-o în vară. Cât crezi că pot să te joci? Păpușarul-i supăra că păpușa n-are sfor. Du-te, mai bine du-te. N-are rost să mai încerci sforile să rupte. Mai bine pleacă, așa-i mai bine. Nici nu vreau să mai aud că te gândești la mine. Doamnelor și domnilor, Alexandra Ungureanu primește distinția Drag de România Mea pentru parcursul său și pentru felul frumos de a face performanță și această profesie nobilă. Îți mulțumim, Alexandra! Mulțumesc și eu! Aici un buchet superb de flori de la Livia și Vali Gauzin, prietenii artiștilor, dar și produse de la Vedetex. Mulțumesc familiei Vizitiu! Doamnelor și domnilor, mulțumim din suflet hotelului Cristal din Cap Aurora și doamnei manager general Elena Stroie. Dragii mei, noi rămânem în zona aceluiași nume, dar cu o altă personalitate artistică. O voce excepțională. O știu de multă vreme, de când participa la concursuri de talente, apoi am admirat-o pe scena Teatrului de Operetă din București, în formidabilul musical Rebecca și Romeo și Julieta, sau în concertele sale de Crăciun ale lui Ștefan Bănică Junior. Vine din Moinești, este un super talent, o voce unică, o frumusețe de fată care predă muzica tinerilor, fiind absolventă de pedagogie muzicală. Doamnelor și domnilor, împreună cu Supermarket, o aplaudăm pe Alexandra Crescu! Acum un amor însetat. Luna,
Aplauze! Pentru Alexandra Crăiescu, bine ai venit, îți mulțumesc pentru că ești aici, draga mea. Eu îți mulțumesc pentru că m-ai invitat în superba ta emisiune și sunt foarte onorată și emoționată. Vreau să-i salut pe toți prietenii de acasă și pe toți fanii acestei emisiuni. Am început premiera Drag de România Mea cu artiști tineri foarte valoroși pe care trebuie să-i descoperiți dacă n-ați făcut-o până acum. Alexandra Crăiescu, o voce care știe să cânte orice stil de muzică. Dacă acum, de exemplu, te-aș provoca, uite din Rebecca ce mi-ai cânta. Doar tu cu microfonul, puțin așa. Ok. Nu, nu am să plâng, eu nu am să-mi plâng de milă. Vreau doar să-mi amintesc de ce-i frumos. În mintea mea închid acum chipul tău duios. Singur pe stâncă priveai în adânc și nu clipeai. Dar mi-era atât de frig, vroiam doar să mă încălzesc puțin. Tu m-ai prins de mână încet, aveam doar un regret. Momentul am să-l pierd. Doar un strop de amintire, în secret ascuns în viața mea. Eu încă n-am aflat de mai poate trăi un scump moment uitat. Iar fericirea mea va trăi în sticluța de argint. Să știu că ori de câte ori vreau, la el mă pot întoarce în timp. Bravo! Mulțumesc frumos, Alexandra Crăiescu, dragii mei, ne revedem cu Alexandra în partea a doua a emisiunii, când am pregătit o surpriză specială. Mulțumesc din tot sufletul partenerilor noștri fideli, Complexul Herăstrău, revistei Taifasuri, dar și doamnei Silvia, o iubitoare de frumos și de artă autentică. Doamnelor și domnilor, revenim în câteva momente. Amândoi ne avem și în iubire suntem. Amândoi încercăm peste ochi să furtăm cerul aprins. Te-am căutat nedumerit, te-am căutat într-un târziu. De la început până la sfârșit, o veșnicie aș vrea să-ți fiu. Te-am înțeles. Amândoi
decât răsfățat. Și soarele